În intervalul 14-20 ianuarie 2022, inspectorii ITM Maramureș au efectuat controle prin cele două compartimente de specialitate, respectiv relații de muncă și securitate și sănătate în muncă. Au fost verificați peste 60 de agenți economici și s-au depistat 77 de deficiențe. Au fost controlați 61 de agenți economici, 30 în domeniul relațiilor de muncă, 31 în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind constatată numărul 27 de deficiențe pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și de remediere. 35 de deficiențe au fost constatate în domeniul relațiilor de muncă și 42 în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor, inspectorii ITM Maramureș au aplicat un număr de 51 de sancțiuni contravenționale, din care 45 de avertismente și 6 amenzi, iar valoarea totală a amenzilor aplicate s-a ridicat la 31.500 de lei, din care în domeniul relațiilor de muncă 8.000 de lei și în domeniul securității și sănătății în muncă 23.500 de lei. Printre principalele deficiențe în domeniul relațiilor de muncă putem spune lipsa evidenței orelor de început și orelor de sfârșit a activității, acordarea sau neplata orelor suplimentare efectuate de către salariați, respectiv neplata timpului de muncă efectuat în zile de repaus săptămânal. În domeniul securității și sănătății în muncă, principalele deficiențe au fost reprezentate de lipsa echipamentului de protecție pentru angajați și lipsa instruirii specifice pe domenii de activitate.